Stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 15, stă scris: Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl. Am văzut că este privilegiul fiecărui creștin să se bucure de atingerile profunde ale Duhului lui Dumnezeu. O dulce pace cerească vă va umple mintea și veți fi încântați să meditați la cer și la Dumnezeu. Vă veți desfăta cu făgăduințele glorioase ale Cuvântului său. Dar trebuie să fiți conștienți mai întâi că ați început experiența creștină. Să știți că ați făcut deja primii pași pe calea către viața veșnică. Să nu vă înșelați. Mă tem, de fapt, știu că mulți dintre voi nu știu ce este religia. Ați simțit ceva entuziasm, câteva emoții, dar nu ați văzut niciodată păcatul în enormitatea lui. Nu ați simțit niciodată starea de căzută și nu v-ați întors de la căile rele cu durerea amară. Nu ați murit niciodată față de lume. Îi iubiți încă plăcerile, și vă place să vă angajați în conversații lumești. Dar, când vine în discuția adevărului Dumnezeu, nu aveți nimic de zis. De ce tăceți? De ce sunteți atât de verbali când e vorba despre lucrurile lumești și atât de tăcuți pe subiectul care ar trebui să vă preocupe? Un subiect care ar trebui să vă cuprindă întregul suflet. Adevărul lui Dumnezeu nu locuiește în voi. Am văzut că mulți erau onești în mărturisirea lor, dar în lăuntul lor este nelegiuirea. Nu vă înșelați singuri, mărturisitori cu inima prefăcută. Dumnezeu se uită la inimă. Din prisosul inimii vorbește gura într-o așa inimă, am văzut eu, se află lumea, nu religia lui Isus. Dacă cei care se declară creștini îl iubesc pe Isus mai mult decât iubesc lumea, vor fi încântați să vorbească despre el, cel mai bun prieten al lor, asupra căruia și manifestă cea mai adâncă afecțiune. El le-a venit în ajutor când s-au simțit pierduți și pieriți. Când erau greu apăsați de păcat, ei se îndreptau către el, care le îndepărta povara de vinovăție și păcat, le lua durerea și plânsul și le schimba cursul afecțiunii. Lucruri pe care altădată le iubeau, acum le urau, și lucruri pe care le urau. Acum le iubeau.